foarte amuzant partea cu Valentin și cu Gabriel. Ați văzut, Gabriela a găsit destul de multe lucruri care ar fi putut să o deranjeze. Fată dezbrăcată, complet goală. Avea Valentin în telefon mesaje cu fostele și așa mai departe cu fata pe care spunea că a iubit-o foarte mult, că el le-a spus tuturor că le iubește, că a fost cea mai frumoasă relație a vieții lui și așa mai departe. Mie mi se pare că sunt lucruri foarte mari spuse. Adică eu să fiu o fată, nu cred că aș crede acum ce îmi spune. Condițiile în care el așa vorbește cu toate fetele, adică e un șablon la el, e ca și cum mai spune eu, bună dimineața, bună ziua, ce mai faceți, Cam asta e la el treaba cu alinturile, cu iubirea vieții mele și așa mai departe. Da. Dar culmea e că tot Gabriela a fost găsită vinovată că... și bănuită, de fapt, că și-ar fi și făcut curățenie în telefon, deși fata a spus că aștept doar câteva poze în lingerie intimă sau ceva de gen. Dar în cazul ei știți că niciodată nu... nu este adevărat ceea ce spune, pentru că ia tot timpul e ceva cu ea, și nu e... dacă spune ceva nu este adevărat, sau știți cum e. Nu mai comentăm. Să spuneți și mie cum vi s-a părut tascul celor doi.